Fenomene meteo extreme au măturat România. Sute de gospodării din mai multe zone ale țării au fost afectate de tornade. Vântul puternic a luat pe sus acoperișurile caselor și a pus la pământ zeci de copaci și mai mulți stâlpi de electricitate. O furtună puternică a produs pagube însemnate în două localități din județul Mureș. Fenomenul descris de localnici ca o tornadă a avariat acoperișurile a zeci de gospodării, unele dintre ele distruse complet. Două biserici au rămas fără turle, mai mulți stâlbi în beton au fost rupți și zeci de copaci au fost pur și simplu doborâți de forța vântului. De asemenea, vântul puternic a răsturnat o auto utilitară și a pus la pământ mai mulți stâlbi de electricitate. Curentul electric în zonă a fost întrerupt. Un fenomen asemănător a avut loc în comuna Mihăilen din județul Botoșani. O familie a rămas sub cerul liber în urma fenomenului extrem care a afectat structura de rezistență a casei. Meteo a fost așa ca, vă spun, ca o tornadă. Când ne-am uitat, era nenorocirea asta. Două case au rămas fără acoperiș și mai multe gospodării au fost afectate parțial. Vântul a smuls din rădăcină și cei mai puternici copaci au fost aruncați la 10 de metri. Mii de familii au rămas fără curent după ce 5 stâlpi din beton care susțineau cablurile electrice de medie tensiune au fost puși la pământ.